întins pe pat, simt cum inima mă doare. Vorbele spuse de tine mă fac să n-am stare. Când mă gândesc la ele, parcă inima mă doare, parcă sufletul îmi plânge, parcă nu mai am putere și lumina mi se stinge. Eram la metro pe timp de vară, era o zi însorită pentru mine, era seară. Când tu mi-ai spus că trenul pleacă, fii atent că eu sunt sărcinată. Știu că pare ciudat, îmi pare rău, dar și eu abia acum am aflat, îmi pare rău. Nici eu nu mi-am dorit ce să facem, să lăsăm să fie bun venit. Privesc în jur cu ochii lăcrimați, plecând un cap în jos de parcă eram blestemați. Mă apropii de ea, încerc să-i zâmbesc, încerc să-i vorbesc, o iau și îmbrățișez. Crede-mă că va fi bine, atâta timp cât eu voi fi lângă tine. Zic, dă mâna, mergem înainte, trenul a plecat, noi continuăm să începem viața de părinte. Trecuse 5 ani de la începerea de părinte, viitorul nostru stă în copilul cel cu minte. Copilul crește, prinde a înțelege ce înseamnă fi părinte într-o lume care crede. Știe ce s-a întâmplat, copilul nu fusese lângă noi când tu m-ai anunțat, dar el e conștient de tot ce s-a întâmplat, da? Ne certăm, ne împăcăm, ne lovim și regretăm. Tu chiar nu vezi că lumea vrea să ne despartă. E ușor să-ți spun că mă văd cu altă fată. Vorbim la telefon în cameri separate. Ne comportăm de parcă un fi copii la grădiniță pentru prima dată. Dar cum rămâne cu noi? Cum rămâne cu iubirea ce a fost între noi? Da, și te rog, fii atentă. Copilul vede și înțelege, el e conștient că noi nu mai ducem multă vreme. Într-o zi posomorită, copilul pleacă, mă întâlnesc cu el, e cu față lăcrimată și îmi spune adio, tată. Iar seara, târziu, primisem un apel, precum că copilul nostru a fost înjunghiat într-un tren, tot la ce gară, tot la ce oară, tot în acel tren unde noi vorbisem pentru prima oară. Cu lacrimi în ochi îi închid telefonul, mă cuprinde o frică încât nu mai ar somnul. Disperat alerg pe drumuri necunoscute, vorbesc cu îngerii de sus și le spun să mă asculte, să te găsesc, să-ți spun pentru ultima dată că te iubesc, că te iubesc imens de mult. Îmi pare rău că nu ți-am spus asta de la început. La capul tău eu stau și plâng, cu inima frântă îi explic mamei tale ce s-a întâmplat. Terea nici nu mă ascultă măcar un pic de tot ce s-a întâmplat. Într-un final, ca să fiți ghinion, copilul a decedat.